Mitică m-a fugărit de acasă. Tu ce faci, stai acolo, că vin acum. De ce te-o dat fa afară? Ce s-a întâmplat? De ce de nebun, fă, Mării, de aia? Nu știu ce să mă mai fac. Dar explică-mi, fă, și mie ce s-a întâmplat. Fă, Mării, Mitică a plecat până la unul în sat că avea nu știu ce treabă. Așa. Ei, eu am rămas acasă și am vrut să mă spăl. Mi-am scos ligheanul în mijlocul grădinii, că afară e cald și frumos. Așa, așa. Și cum mă spălam eu acolo, deodată în ogradă a intrat Cornel. Cornel? Da, fă, Mării. Eu l-am rugat pe Cornel să mă ajute să mă spăl pe spate. Și-o venit, așa-i? Da, fă, Mării. O venit, da. Oricum eu eram cu spatele și n-o văzut absolut nimica. Și cum mă spăla ăsta pe spate, deodată a intrat Mitică pe poartă. A început să-l fugărească pe Cornel prin ogradă. Eu mi-am luat rapid de halatul ăsta pe mine și am venit la tine, Mării, că în altă parte n-am unde să mă duc. Învață-mă, fă și să fac. Faurică, eu zic că bine v-a făcut. Fă, Mării, bine mi-a făcut. Păi fă, Cornel te spală pe tine pe spate, dar de unde și până când? Fă, Mării, înțelegi că nu a fost nimica între mine și Cornel. Nu a fost nimica între voi. Dar stau așa și mă gândesc. Dacă Mitică nu venea, oare unde s-ajungea, fă? Mării, nu s-ajungea la nimica. Fă, dar cu alt bărbat nu ți-ai găsit fix cu Cornela meu? Mării, tu n-ai înțeles. Eu aveam încredere în Cornel, că e cel mai bun prieten al lui Mitică. O fost, fă, cel mai bun prieten al lui Mitică. O fost. De ce spui asta? Păi nu vezi, fă, ce-ai făcut, ce-ai provocat? Mării, nu a fost cu intenții, fă, și nu înțeleg acum de ce te-ai supărat și tu. Cum fă să nu mă supăr? O vreo dracu să de la tine. Putea frumos să te refuzi, nu? Doamne, Mării, tu nu înțelegi. Știi ceva? Eu nu pot să mai țin la mine. De ce? Ei, de ce? Vii la mine cu vrăjeală de asta că nu s-a întâmplat nimic. Dar ce fă, mă, e de proastă? Știu eu că s-a întâmplat ceva între voi. Fă, Mării, fă. Înțelegi, fă, că nu a fost nimic între mine și Cornel. Dacă nu mă crezi, nu mă credi, Mării. Dar azi mi-ai demonstrat că nu ești o prietenă adevărată. Hai, mulțumesc pentru cafea și să ai o zi bună. Fă, știi ceva? Nu pleci, tu te dau eu afară. Iată ce m-a enervat. Și Cornel ăsta se dă la urică. Lasă Cornelic vestul. Să rămână, părinte. Nu-i nevoie, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Părinte, mă bucur tare că ai venit, părinte. Că de când a murit Jicuță, tare singură mă mai simt. Te simți singură? Da, părinte, și așa de urât, părinte. Ei, lasă mai Agripino, măi, lasă, că astăzi n-ar trebui să te mai simți singură, măi. Pentru că am venit eu, măi. Părinte, părinte. Dar ce am, părinte? Am ceva pe față? Doamne, măi, dar ce față de înger ai, măi? Ai de mine, părinte, nici chiar așa. A, asta ziceam și eu. Părinte, începem sfințirea? A, da, da, sigur, sigur, hai, sigur. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Gata, Agripino. Cum gata, părinte? Gata, măi, gata. Păi sfințirea asta o să facem pe bucăți, măi. O să vin și mâine să sfințesc partea aia laterală, poi mâine o să vin să sfințesc partea din spate. Dar, părinte, pe asta n-am mai auzit-o până acum. Ei, lasă-mă, că niciodată nu-i târziu, măi. Da, ai dreptate, părinte. Dar, părinte, te servesc cu ceva? Cu cafea, dacă se poate. Și dacă are și inimioară, atunci o să fie și mai bine. Hai, părinte, hai. Intră, te rog. Frică, fă, să intri în ograda ta. Până la urmă, ar mea și casa ta. Ți-e frică de mine, a? Nu, Mitică. Nu ți-e frică?
Dar vinovată te simți, a? Nu, Mitică, că nu am de ce. Nu ai de ce. Mitică, tu trebuie să înțelegi că între mine și Cornel nu a fost absolut nimic. Dar de ce trebuie, fă, neapărat să înțeleg lucrul ăsta? Pentru că ăsta e adevărul, Mitică. Ce adevăr, fă, Auric? Ce adevăr? L-am văzut pe cel mai bun prieten al meu, Cornel, că te mângâia pe tine pe spate? Nu mă mângâia, îi mă spăla pe spate, pentru că eu l-am rugat. Fă, Auric, dar nimeni nu mi-atinge mie femeia, indiferent că o fi cel mai bun prieten. Să-ți fie clar. Băi, Mitică, nu m-am gândit niciodată că ești așa de gelos. O secundă nu m-am gândit că o să fie o problemă faptul că Cornel, cel mai bun prieten al tău, mă spală pe spate. Și nu a văzut absolut nimic. Nu-mi place gelozia, Mitică. Și nu pot să accept ca toată viața să-mi controlez orice mișcare. Mereu am auzit, fă Aurică, fă asta, fă Aurică, fă aia. Și am făcut, pentru că te-am iubit. Mitică, știi ce se întâmplă când o femeie e controlată de bărbat pentru că l-ai gelos? Femeia pleacă, Mitică, pentru că nu suportă. Dar eu, Mitică, am fost corectă cu tine. Și ce dacă am fost corectă? Uite unde s-o ajuns. Să fug prin sat îmbrăcată în halat și să creadă lumea că sunt nebună. Fă, eu de cuvinte lăsător. Dovezi n-ai? Fă, să-ți fie clar. Mie minșuna și să fiu luat de prost nu-mi place. Și mie nu-mi place să fiu luată de proastă, Mitică. Și părinte, zici că nu trebuie să plătesc sfințirea. Nu, Agripino, nu. Doar ți-am spus că nu te costă nimica. Mă țin de promisiunii, măi. Să rămână, părinte, să rămână, că tare prostul duc cu bani în vremea asta. Și ia zi, părinte, ce se mai întâmplă prin sat? E, măi, Agripino, aici să... Măi, vezi tu, eu ți-am sfințit casa asta ție, măi, da. Să știi că singurătatea nu o să dispară, măi. Părinte, ai dreptate, părinte. Dar ce pot să fac, părinte? Ei, ce să faci? N-ai tu ce faci, na. Numai de sus atâta știi. Dar ai auzit ce s-a întâmplat în Găurenii de sus? N-am auzit, părinte. Ia zi ce s-a întâmplat. Măi, soția lui Alex, a lui Păvăloaie... Așa. A fost prinsă cu Alina lui Doru, măi. Și că au fost amanți mulți ani. Mi-au auzit acolo, părinte. Da. Și nimeni nu și-o dat seama, măi. Da, tu ce spui de chestia asta? Părinte, ce să zic? Eu zic că treburile astea se cam frecventează. Și pe la noi prin sat, nu numai prin Găurenii de sus. Da, eu zic că fiecare cu treaba lui. Apoi și printre neamuri se întâmplă, părinte, da? Eu zic să nu ne intereseze, nu, mai bine să nu ne băgăm. Da, măi, da. Ai dreptate, măi. Numai că, vezi tu, ție îți trebuie un bărbat care să te înțelegi cu el, măi. Un bărbat care să ai cu cine să vorbești, măi. Că singurătatea asta ta nu e bună, Agripino. Ți-i trebuie un bărbat, măi, care să te ajute sufletește și trupește, măi. Părinte, decât un bărbat ca Gicuță, mai bine singură. Ai dreptate, măi, ții nu-ți trebuie un nebun să te legi la cap cu el, măi. Tu să-l ai așa, numai ca prieten, măi. Cum adică numai ca prieten? Ții nu-ți trebuie un nebun să te legi la cap cum era Gicuță, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Ți-i trebuie un bărbat în care să-l ai când ai nevoie, măi. Când am nevoie, zici, cum... Friends of benefits. Benefits? Și așa la benefits. Ei, am auzit eu într-un film, prieten cu beneficii mei. Și ia spune-mi tu mie, unde găsesc eu la noi în sat un astfel de friend with benefits de ăsta? Aici, măi. Ce? Dracului de popă nesimțit!